Cred că și să dea bani înapoi. S-au găsit o metodă de a le conștientiza înainte de a ajunge la faza asta cu datul banilor înapoi. Ar trebui controlate, bineînțeles. Fie mai bine verificate, să nu se mai întâmple altfel de situații. Cele mai multe familii care au de returnat banii la Agenția pentru Prestații Sociale sunt cele care au primit alocația de susținere, alocația de stat, sprijinul pentru persoanele cu handicap. Avem în jur de 375 de beneficiari care au debite la noi. Valoarea totală a acestor debite este de 17.861 la 30.04. Deci este o sumă, e vorba de 178 de milioane în lei vechi. Recuperarea acestor sume, atunci când ele apar, tot la fel se desfășoară foarte greoi. Sunt anumite drepturi care primăriile, majoritatea sunt prin primării stabilirea drepturilor, primarii stabilesc, transmit cu întârziere, noi apucăm să facem plățile pentru drepturile respective și vin după aia încetările sau suspendările. Ori noi, făcând deja plata, obligat că persoana respectivă se încarcă cu un debit. Reprezentanții Agenției pentru Prestații Sociale susțin că toate datoriile vor fi recuperate. Aproape jumate din debitele de luna asta, să zic, până la viitoare sunt recuperate și celelalte. Prin persoanele respective, de menționat că la orice prestație, recuperarea debitelor din sumele care le-au de primit în continuare persoanele respective, o putem face numai pentru prestația respectivă. Nu putem lua, de exemplu, alocația de susținere să recuperăm un debit de la alocația de stat pentru copii. Dar în condițiile acestea, deci ce putem recupera din cei care au în continuare pe prestații respective de primit bani, recuperăm de acolo, iar acolo unde dreptul nu mai este la persoana respectivă, ne adresăm finanțelor publice vaslui și prin ei recuperăm sumele respective. Datornicii au posibilitatea să achite sumele restante și în rate lunare. Așa le va fi mai ușor să-și stingă debitele.